Construcția liceului Waldorf va fi gata în vară. Vestea bună vine din partea reprezentanților primăriei Timișoara, care anunță că această clădire va găzdui 450 de elevi, fiind dotată cu tot ce și-ar putea dori un școlar. Peste 70% din lucrare este gata la liceul Waldorf, iar în câteva săptămâni va fi terminată și fațada. Dotat cu tot ce și-ar putea dori un elev, noul corp de clădire va avea 8 săl de clasă, 12 laboratoare, o sală multifuncțională de mari dimensiuni, două săli after school și acces adaptat la nevoile persoanelor cu dizabilități, noul corp de clădire, care e în construcție de un an și jumătate, va fi gazdă pentru 450 de elevi. Iar valoarea investiției se ridică la aproape 30 de milioane de lei, cu TVA inclus. Educația rămâne domeniul prioritar pentru noi, iar dovada e că 20% din bugetul de dezvoltare al Timișoarei merge către construcția și modernizarea școlilor și grădinițelor, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.